Micul prinț a traversat deșertul și a întâlnit numai o floare. O floare cu trei petale, o floare măruntă. Bună ziua, a zis micul prinț. Bună ziua, a răspuns floarea. Unde sunt oamenii? A întrebat micul prinț. Într-o zi, floarea văzuse trecând o caravană. Oamenii? Cred că există 6 sau 7. I-am zărit cu ani în urmă, dar nu se știe unde pot fi găsiți. Îi plimbă vântul pe oameni. N-au rădăcini și asta îi încurcă mult. Rămas bun, a zis micul prinț. Rămas bun, a zis floare. Micul prinț a urcat apoi un munte înalt. Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată fuseseră cei 3 vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un taburet. De pe un munte înalt ca acesta voi zări dintr-o dată toată planeta și toți oamenii, și-a zis el atunci. Dar a zărit numai vârfuri de stâncă bine ascuțite. Bună ziua, a zis el la întâmplare. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, a răspuns ecoul. Cine ești? A întrebat micul prinț. Cine ești? Cine ești? Cine ești? A răspuns ecoul. Fiți prietenii mei, sunt singur, a spus micul prinț. Sunt singur, sunt singur, sunt singur, a răspuns ecoul. Ce planetă ciudată, și-a zis el atunci. E uscată toată, numai vârfuri ascuțite și sărată, iar oamenii sunt lipsiți de imaginație. Repetă ce li se spune. Pe planeta mea aveam o floare care vorbea mereu prima. Dar s-a întâmplat ca micul prinț, după ce a mers mult prin nisipul deșertului, printre stânci și nămeți, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc toate la oameni. Bună ziua, a zis el. Era o grădină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua, au răspuns trandafirii. Micul prinț i-a privit, toți semănau cu floarea lui. Cine sunteți? I-a întrebat el, foarte mirat. Suntem trandafiri, au răspuns trandafirii. A exclamat micul prinț și s-a simțit foarte nefericit. Floarea lui îi povestise că era singura de felul ei în tot universul și iată că existau 5.000 toate la fel într-o singură grădină. Ar fi fost foarte ofensată dacă ar vedea asta, și-a zis el. Ar tuși rău de tot și s-ar preface că moare ca să scape de ridicol. Eu aș fi obligat să mă prefac atunci că o îngrijesc, pentru că altfel, ca să mă umilească și pe mine, s-ar lăsa cu adevărat să moară. Apoi și-a mai zis, credeam că sunt fericitul posesor a unei flori unice și am, de fapt, decât o floare obișnuită. Numai cu asta și cei 3 vulcani care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins pentru totdeauna, nu pot să fiu un prinț foarte mare. Și s-a culcat în iarbă și a plâns.